Michael Carroll, fondator NLP Academy. Bună dimineața, bine ați venit! Good morning! Bună dimineața! Toată lumea, sau mai bine zis, cei mai mulți dintre oameni sunt familiarizați cu termenul de coaching ca și antrenament în context sportiv. Haideți să facem această delimitare. Ce înseamnă coaching în lumea afacerilor? Ok. Coaching really began. Când a început efectiv coachingul, antrenamentul în lumea sportului, în anii 60-70, antrenorii de sport au înțeles că nu este vorba doar de performanța fizică, este vorba despre atitudinea mentală, așa încât și-au dat seama că dacă pot să îi ajute pe oameni să-și dezvolte atitudinea mentală ca și pe cea fizică, vor putea trece mai departe de sport. Când este vorba de dezvoltare personală, înțelegem că foarte mulți oameni au multe talente. De exemplu, cineva poate să fie un analist foarte bun financiar sau să vorbească, să fie foarte bun în alte domenii, dar contează atitudinile, credințele lor și acestea uneori pot să-i tragă înapoi. Așadar, coachingul îi face să înțeleagă potențialul deplin pe care îl au și pot să ajungă să facă mult mai multe lucruri decât înainte și să ajungă la maximul de capacitate. Haideți să identificăm aptitudinile și deprinderile care caracterizează un coaching bun, un antrenor bun. Antrenorul bun creează un context de descoperire. Nu înseamnă că un antrenor îi spune unui om ce să facă. Acest lucru înseamnă pur și simplu predare. Antrenorul creează o deschidere printr-un proces în care fiecare înțelege prin sine însuși ce trebuie să facă. Să stabilesc niște sarcini, niște schimbări în individ pentru a-și putea concentra mințile. Cred că un antrenor bun trebuie să fie în primul rând o persoană de succes el însuși. Nu poate să fie antrenat de cineva care nu are succes. Așa încât cred că trebuie să aibă succes în viața lor personală. Un antrenor bun nu judecă oamenii. Deci dacă ne gândim la profesori și la managerii tradiționali, ei emit judecăți asupra oamenilor. Dar antrenorii nu trebuie să tragă la răspundere, să judece oamenii. Trebuie să aleagă o potecă pe care să-i ghideze pe oameni. Haideți să fim puțin mai concreți, să vorbim despre evenimentul care a avut loc zilele trecute la București, Coaching and New Code NLP. Ce înseamnă acest New Code NLP, noul cod NLP? Ok, so let me define what NLP means. Să definesc ce înseamnă acest nou cod. Because NLP means New Code NLP. So in the early 70s, în anii, la începutul anilor 70, John Quindler și Richard Bandler, în California, au încercat să descopere ce făcea oamenii să fie excelenți. Care era diferența dintre excelența lor și mediocritatea altor oameni în același domeniu? Și atunci a început un proces de modelare. Modelarea a însemnat să se creeze copii ale excelenței. Exista o terapie de familie sau profesională. Au codificat comportamentul profesional acestor oameni care erau excelenți în ceea ce făceau și au teoretizat. Fiecare om putea atunci trece de la A la B și au creat acest program NLP. Din America a trecut în Marea Britanie și apoi în Europa, aici în România, unde eu îl implementez. Noul cod NLP și variantele mai târzii iau în considerare partea mare a minților, adică nu doar un segment. Deci, practic, noi trebuie să știm conștient ce vrem să schimbăm, dar există și inconștientul care are foarte multe răspunsuri pentru noi. Și noul cod NLP ne arată cum
acasă, limităm conștientul, cum să îl ținem în frână. Și acest lucru îl predau eu aici în București, unde există un grup de oameni nemaipomeniți. Am petrecut aici 3 zile minunate și am cum avut un curs. Cum găsiți mediul de afaceri românesc? E receptiv la astfel de practici? Nu am văzut decât un segment mic din lumea afacerilor din București, practic firmele cu care am lucrat aici, dar am întâlnit oameni din curs care au fost foarte receptivi. Sigur, au existat și mulți alți oameni de afaceri în hotel care lucrau la bănci sau așa ceva și vorbind cu ei mi-am dat seama că sunt și ei foarte receptivi. Eu predau în toată lumea și că atunci când oamenii vor realmente să-și dea seama cum funcționează mintea lor și ce pot să facă pentru a progresa, atunci e bine. De exemplu, în țara mea, în Anglia, oamenii sunt foarte rigizi și nu sunt în mare contact cu ei înșiși. Și le place foarte mult la ei acasă. Dacă ar exista, dacă...